Scârți, ia acolo tare. Auzi? Zici că se rupe acum. Și acum mai blochează sus, ia fi atent. Unde mergem acum? La Bălci. La Bălci, mergem la Bălci, la Iarmaroc. Da, da, da. Miruna, prima dată la Bălci, Nicolas a mai fost. Salutare și bine v-am regăsit la un nou vlog, dragi prieteni. Astăzi o să fie un vlog mai diferit, pentru că astăzi, de fapt, o dată în an, mergem la Bălci sau la un Iarmaroc moldovinesc, pentru că noi avem aici o dată pe an, vine Bâlciu, la noi așa se numește, un Iarmaroc ceva mai mare, mai exact între data de 9 și 15 august, timp de o săptămână. Vin diferite, nu știu cum să le zic, carusele, într-un loc aici amenajat frumos și cam toată lumea din zonă vine să se distreze și să-și cumpere câte ceva, să mănânce o vată de zahăr, nu știu, o înghețată și așa mai departe. Sunt tot felul de tarabe puse și tot felul de vânzători, dar în principal pentru carusele, mașini tamponate, nebunii și una alta. Așa că astăzi împreună cu familia o să mergem la Iarmaroc. Așa că urmăriți video, dați și voi acolo un like, văd ce o să filmez pe acolo, pentru că o să fie foarte multă lume, gălăgie, aglomerație și muzică care mai de care o amestecătură, vă zic încă din start. Îți place? Da? Peretele ăla? Vrei în peretele ăla? E periculos pentru tine. Acolo nu-i voie copii, aici poți să te dai. Aici e ok, nu e problema. Dar ăla e mai puternic acolo. Poftim? Păi mașinăria asta ne dă. Vezi ce combinație aici de muzică? O grămadă de melodii. Fluieră, fluieră. Fluieră, fluieră. Singur gata, toată lumea aici la X-Factor. Ia uitați, ia uitați. De aici din față se văd emoțiile. Domnule Ianic, targă pe da. 4 minute la verticală, exact așa cum se aude. Exact așa cum se aude, 4 minute la verticală. Cu accelerația la jumate. Thank you.
aici? Vrei să te dai aici? Da, da, da. Hai, hop, stai. Descalță. Hai. Ce vrei intră în astea? Gata? Hai! Ești mulțumit? A vrut neapărat o fată de zahăr. Un leu, un leu, un leu, un leu, ia uzi. Aruncăm? N-aruncăm. Ia uzi.
Iar maroc moldovenesc. Opa, noroc. Cam așa e regulamentul. Ce vrei? Să dai, să arunci. No. Da? Hai. Care mare? Vrei în roata mare? Vrei la roata? Și eu aș vrea. Da? Să ne dăm în roata? Vrei? Uite și rățuștele. Rățuștele. Hai, tragerea. Aici numai jocuri de astea, așa de noroc. De îndemânare, de fapt, nu de noroc. Manele la putere. Vrei în asta, tati? Da? Bă, ce scârție ciocanul ăsta. Scârție urâtare. Nu m-am mai dat într-un ciocan de vreo 3 ani. Scârție acolo tare. Auzi? Zici că se rupe acum. Și acum mai blochează sus, ia fii atent. Aba nu, tura următoare. Sau s-a terminat. I-a oprit. Bă, dar scârție rău acolo. Ce ai mai găsit? Da. Ce vrei? Vrei yo-yo sau altceva? Ce e asta? O strâng și o... Vrei o jucărie? Cât e asta? 10. Vrei yo-yo? Vrei ceva? Un șarpe? Hai acasă, adevărați. Papa? Hai, pap, Miruna. Bun? Bun? Da? Ce fain-s. Ai, ce drăguț. E ceas? Da. Nu știu, asta nu e de acvară. Nu, nu e de acvară. Nu e de acvară. E așa, decor. Ce drăguț, vede, așa e frumos. Auziți? 40. E frumoasă. Asta e. Au ce binocluri mari. Binocle. Și-a luat cineva. Ce mare. N-am paluat la din dacă vrei. Asta funcționează? A, dar nu e adevărat de la... E mai mult. Partea asta. Bă, ce mă. Oamenii sunt. Ce fain este. Zici că din aur, dar din ce material? Din alamă, din ce? Sau ce? Bronz? Aha. Aici te pot. Da, ce fain este astea toate așa cum se văd. Vechituri. Super fain. Vintage.
Ce ai găsit? Mașinuțe? Ce, vrei să completezi colecția de mașinuțe? Numai la construcții, da. Au și undițe, lansete. Astea sunt interesante, nu știu ce sunt. Ce sunt astea? Uite, vezi? 1,5. Să vină. Da. Ce e ăla? Fazan, păun. Lași-te la cel ăsta de apasă. Ia vină, faci. Un fazan. Ai grijă. Câtă mașinuță? 20 de lei asta? Nu. Se has 20 de lei o mașină de asta mică. Bine, mă, că e de asta de... E de asta la 3 lei. Hai de cap, mă. Și la mâna a doua. De. Hai să te arăt ele. Hai, hai, Nicola, hai. 20 lei mașinuță. Ia, peste. Ce ploaie vine acum. S-a întunecat tare. Asta e furtună, nu ploaie la cum arată în cerul. Ce ploaie vine acum, în partea asta e senin și acolo plouă. Vine ploaia. Vânătoarea virtuală. Pleacă lumea că vine ploaia. S-ar putea să vină tare ploaie. Pleacă lumea că a obosit. Gata, Bâlciu, plecăm acasă, vine ploaia. Bine, ne-am dat așa cât de cât în câteva lucruri, foarte multe, carusele și de toate. Na. Ca la iar, mă rog, moldovenesc. Bâlciu, așa e Bâlciu la noi, o dată pe an, după cum am spus. Acum mergem către mașină, sunt niște nori în spate foarte tare. S-au adunat. Hai, Mirun. Telefonul. Telefonul. Îți place? Îți place? Așa, dansează, dansează, dansează. Fă-i cu laserul Lili. Fă-i cu laserul Lili, Nicolas. Uite acolo. Păi vezi dacă prinde laserul. Da, nu prind, că ți-ai doar pisicile, da. Am luat o măsuță de joacă Mirunei din Bălci. Nicolas are un laser, un fluieraș, fiecare cu ce a vrut. Da, nu cu el acum, nu în casă, afară, afară. Afară, nu fluieram în casă. Da? Ia uite, dansează Miruna. Am lumina. Fiecare cu ce a vrut. Da. Am albastru. Albastru, uite, are și cărticica acolo, așa, da. Uite așa, Miruna. O întoarcem. Wow, uite, cântă. Da. E o măsuță cu diferite lucruri de jucat. Tic, tic. Foarte drăguță. Da. A, și gentuța aia, da.
I-am luat la copii câteva jucărioare din Bălci. Asta ca de final, așa. Da, Miruna. Bebe. La picnic. La picnic, da. Gentuța pentru picnic. Op, sus. Sus. Da. Gata, hai că închidem acum, pa. Mamă, cum se vede, cât de frumos se vede. Și fiți atenți în partea asta. Vine ploaia, cerne în partea aceea. Și ia, uitați la norul ăsta, cât de frumos. Tună. Tună, tună. Vine ploaia, dragi prieteni. Se așteaptă, se lasă așteptată. Dar e bine că, na, totuși am fost și noi puțin prin târg. După cum ați văzut, cam ăsta este un Bălci la noi, un târg, un iarmaroc moldovenesc, așa îi spune la noi în zonă. Este un grup de oameni care se plimbă dintr-o parte în alta a țării pe perioada aceasta, mai ales în vară, nu știu exact de când până când. Ideea este că o săptămână stau la noi, după care o săptămână pleacă la Bârlad, sau prima dată au venit de la Bârlad, după care Vaslui și așa mai departe. Știu că circulă prin toată partea aceasta a Moldovei, nu știu dacă se duc și prin altă parte sau... Na, n-am idee. Dacă la voi este așa ceva, chiar vreau să-mi scrieți în comentarii dacă aveți și voi un astfel de iarmaroc și în ce perioadă a anului, dacă chiar acest târg vine și pe la voi. Sunt foarte multe carusele, sunt foarte multe tarabe, tot felul de mâncat, de băut, să te distrezi, să stai. Ideea este că ține o săptămână și este non-stop, adică și noaptea la 2 dimineața poți să te duci în târg și să te distrezi acolo, să te dai în carusele. E mult mai frumos pe timpul nopții pentru că sunt și foarte multe lumini, e muzică, na, te duci cu prietenii, cu gașca. Acum eu având familie, mergem pe timpul zilei cu familia. Înainte, în anii trecuți, când eram adolescent și mă distram, mă duceam și eu cu gașca, cu prietenii, mai mult spre înserat ca să ne prind acolo noaptea și să ne distrăm, să fie frumos la lumini. Și no, cam asta este. Foarte multă distracție, foarte multe manele, mici, bere și cam asta e în principal. Era și un sector unde erau tarabe cu blănuri, cu haine, care mai de care. Erau foarte multe tarabe de toate felurile. N-am stat acum să filmez toată nebunia de pe acolo. Da, și azi ca exemplu, azi e duminică și nu era chiar atât de aglomerat din cauza faptului că se adunau acei nori. Acum nu știu dacă plouă pentru că, deci în Tecuci. Specific în Tecuci. Eu locuiesc la Corot, dar acolo în Tecuci e la 20 de km de noi și eu fiind tecucean, mutat la țară, știți foarte bine, dar în continuare târgul ăsta se ține o dată pe an în Tecuci, în perioada aceasta a lunii august. Mâine e ultima zi de Sfânta Marie și no, cam atât ar fi cu video-ul ăsta. Eu sper că v-a plăcut. Nu știu, aștept și în comentarii să spuneți dacă și la voi se ține și în ce perioada anului. Și dacă ați fost la Bălci, cei care sunteți la mine în oraș, câte pistoale cu bile v-ați luat? Asta era numărul 1 la toți băieții. Lui Nicolas încă nu îi vrem să-i cumpărăm așa ceva, pentru că totuși este mic, are doar 5 ani. Rămâne la fluiere, lasere și alte chestii perioada asta, mașinuțe și da, are timp să le încerce pe toate peste ceva ani. Cam atât. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!